Guerilla Camp. Business liberat de Telecom, accelerat de Dacia, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, dragilor! Ca de obicei, aici în Guerilla Camp Live, o dată pe săptămână avem un invitat special. Invitatul nostru special din această săptămână este coachul Sorel Radu. Sorel, care îi știe pe toți oamenii din Guerilla Camp. Salutări, Sorel, bine ai venit! Salut, Sorin, bine te-am găsit! Așadar, dacă ar fi să te întreb cum răspund oamenii de jos din Guerilla Camp la coaching, ce ai putea să-mi spui? Răspund bine. Și răspund, bineînțeles, ca orice grup, în mod diferit. Unii dintre ei iau aceste sesiuni ca pe niște sesiuni de coaching. Alții se uită mai degrabă la ele ca la o sesiune de consultanță, în sensul că mă presează foarte tare să le dau eu soluțiile și eu mă lupt efectiv să nu fac asta. Dar altfel pot să spun că sunt foarte plăcut surprins să văd că mulți dintre ei s-au pus pe picioare, au mai multă claritate în privința business-ului pe care l-au pornit, s-au organizat și, cel mai important din punctul meu de vedere, s-au pus în mișcare. Și asta este foarte important, pentru că atunci când te miști, capeți un fel de feedback. Business-ul este exact cum este o bicicletă, pe care este mult mai ușor să o conduci dacă mergi. A sta tot timpul și a căuta perfecțiunea, cea mai bună soluție, dar rămânând în birou și doar planificând în minte, nu te ajută aproape deloc. Glow. Heating technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea. Dacă ar fi să facem o diferență, ca să înțelegeți și voi și evident să înțeleg și eu, dacă ar fi să vorbim despre consultanță versus consiliere, care este diferența dintre cele două? Consultanța este o modalitate prin care un expert vine și îți dă niște soluții despre la problemele pe care le ai, adică îți spune cum să faci. Și într-un fel, în felul ăsta, ție îți rămâne doar responsabilitatea implementării acelor soluții, dar nu ai și responsabilitatea soluției în sine, pentru că nu este a ta. Coaching-ul este fix pe dos, în sensul că este un fel de relație în care coach-ul încearcă să te ajute să-ți găsești propriul adevăr, propriile soluții și să te mobilizeze cu awareness și responsabilitate. Atunci când descoperi în tine adevăratele resurse și când soluțiile la provocările pe care le ai îți aparțin, ești atașat de ele și ești responsabil până la capăt de întreg procesul. Nu aș spune că una este mai bună decât cealaltă, cred că sunt pur și simplu pentru situații diferite. În ceea ce privește antreprenorii pe care avem aici în camp, probabil că nevoia pe care ei o conștientizează este de coaching, de consultanță, pardon, pentru că sunt în fața foarte multor lucruri cu care nu s-a mai lovit niciodată și nu au aceste răspunsuri. Dar tocmai de aceea coaching-ul este cu atât mai mult mai necesar, pentru că de exemplu, așa cum procedăm și cu copiii noștri, un părinte care îi rezolvă temele copilului său nu l-ajută să învețe, dimpotrivă, îi taie practic toate resursele. Deci în coaching noi încercăm să ajutăm oamenii să-și descopere propriile lor adevăruri și soluțiile de a crește. Mulțumesc frumos, Sorel. Oameni buni, sper că ați înțeles și sper că a fost cât se poate de clar pentru voi. În cazul în care vreți să vedeți ce are de discutat Sorel cu ceilalți oameni din camp, în cazul în care vreți să consultați business-urile pe care le avem noi aici în camp și în cazul în care vreți să vedeți, evident, jurnalele fiecărui business în parte, www.guerillacamp.ro. Acolo ne găsiți pe toți, acolo găsiți fiecare secțiune așa cum trebuie și fiecare lucru vă este explicat. Evident, voi putând fura
asigura niște know-how din explicațiile tuturor. Așadar, până data viitoare, să aveți parte de tot ce vreți și nu uitați www.gherilacamp.ro. Salut! Salutare! Unul din 15. 15 pentru România. În Gherila Camp. Parteneri HP și Aqua Carpatica.